Onorat auditoriu, atunci când domnul pastor Marin Pintilie m-a invitat aici, n-am ezitat nicio clipă să spun da. Deși programul meu astăzi nu-mi permitea să fiu aici, dar am venit să-mi exprim întreaga mea solidaritate cu familia Botnariu și nu numai cu ea, ci cu atâtea alte familii care trăiesc o dramă asemănătoare în lumea de astăzi, știute și neștiute. Și să felicit organizatorii, dar pe dumneavoastră, pe toți care v-ați adunat aici, nu s-a apărat o cauză confesională, cum adesea s-a spus, vis-a-vis de acest trist eveniment, ci cauza dramei și a suferinței unei familii. Trăim un timp, și aș vrea să fiu foarte bine înțeles, trăim un timp în care se încearcă normalizarea, dacă nu instituționalizarea a normalului. Nu putem să acceptăm asta. Iar această normalizare a anormalului să fie definită eufemistic valori europene. Valori europene fără Dumnezeu, fără credință, fără Evanghelie, fără Iisus, fără sfințenie. Nu putem accepta o astfel de lume, indiferent de confesiune. Dragii mei, vreau să vă spun tuturor, cine crede astăzi, sau cine mai crede astăzi că lupta este pentru identitate confesională, se înșală. Astăzi lupta este pentru identitate creștină. Nu se spune, când mor creștinii cu zecile și sutele astăzi, că au murit ortodoxii, au fost uciși catolici, au fost uciși evanghelici și așa mai departe. Nu, ci se spune, au murit creștinii, au fost uciși creștinii. Nu mai există astăzi luptă pentru identitate confesională, ci pentru identitate creștină. De aceea trebuie toți să strângem rândurile. Toți să fim misionarii și mesagerii Evangheliei lui Iisus. Să știți un lucru toți. N-am făcut nimic dacă ne-am adunat numai aici astăzi. Nimic. Și ne întoarcem acasă. Trebuie să fim fiecare în parte mesagerii acestui mesaj de aici. Pentru întreaga lume, nu numai pentru întreaga Europa. Distrugerea familiei creștine însemnează distrugerea societății în care trăim, pentru că este distrusă baza ei, celula de bază a societății. Și pe noi, pe părinți, s-ar putea să ne întrebe mâine copiii noștri, nepoții noștri, ce istorie ați scris, dragi părinți și bunici? Ce ne-ați lăsat în urmă? Cum a scris istoria societății în care noi trăim? Poate nu vom mai fi mâine, dar vor fi cei care vor veni după noi și suntem responsabili de viitorul lor. Absolut toți, indiferent de identitate confesională. Suntem toți responsabili de viitorul acestei societăți, de ziua de mâine, de ziua în care copiii și nepoții noștri vor trăi. Nu mai putem să acceptăm ideea că putem să trăim într-o societate fără Dumnezeu, fără familia creștină. Fără familia creștină nu există societate, nici azi, nici mâine. Dragii mei, drama acestei familii trebuie să fie drama fiecăruia dintre noi. Moșii și strămoșii noștri, cei mai în vârstă știți, și poate chiar faceți parte din astfel de familii, care au avut 5 copii, 7 copii, 10 copii și desculți uneori și dezbrăcați și flămânzi. Așa mergeau la școală
și la rugăciune. Nu și-au împrumutat moșii și strămoșii noștri copiii azilelor de protecție în care să fie crescuți marionete pentru societatea viitoare. Nu ci-au stat copiii acolo în familia lor, în casa lor, așa cum a fost greu, așa cum a fost ușor, așa cum a fost trist sau cu bucurie. Acolo s-au crescut părinții copiii și acolo au crescut copiii în familia lor, nu în azile de protecție și în familii surogat. Și din acele familii astăzi sunt oameni de nădejde acestei societăți. De acolo s-au născut caractere pe care poate această societate încă mai trăiește. De aceea închei, punându-vă tuturor, că trebuie să luptăm toți ca Evanghelia de mâine a lui Iisus să nu fie o Evanghelie a societății așa cum o vrea ea. Fără ideea că pentru păcat vom da seamă. Acest lucru se încearcă a fi scos din Evanghelie. Se încearcă să se scoate ideea de judecată universală a responsabilității faptelor noastre. De ce ne înspăimântați voi creștinii cu astfel de Evanghelie? N-avem nevoie de ea. Așa se spune. N-avem nevoie să ne spuneți de păcat. Cum ne vorbiți de lipsa de exprimare a sentimentului? N-avem nevoie să ne vorbiți de desfrânare. Ce Evanghelie este aceea? Și ce o să facem noi dacă vom asculta glasul lumii fără Dumnezeu? O să ciuntim Evanghelia lui Iisus și mâine vom avea alte Evanghelie pentru societate și alte Evanghelie pentru creștinii din biserici? N-avem voie să facem asta. De aceea, acum, de aici, toți misionari în lume, misionari în lume pentru apărarea vieții, misionari în lume pentru apărarea familiei creștine, misionare lume pentru apărarea valorilor spirituale ale acestei umanități și misionari în lume pentru apărarea Evangheliei lui Iisus. Atunci avem un rost pe acest pământ. Vă mulțumesc!